Dina, am reușit să ne întoarcem neînvinși de pe terenul liderului, 1-1 cu FCSB. Cum a fost partida de pe arena națională? O partidă grea, n-avem cum să zice că e altfel de așteptam în primul rând să fie un meci foarte greu, pentru că erau la o distanță destul de mare de locul 2, ei se desprinseseră în vârf, dar în ciuda acestui lucru, noi tot am mers să câștigăm meciul. Eu zic că per total am făcut o partidă destul de bună, poate dacă acel gol era validat, poate aveam mai multe șanse să câștigăm, dar să zice că a fost un rezultat echitabil. Ați avut puterea să reveniți de la 0-1, ceea ce demonstrează că aveți un moral bun. Da, de cele mai multe ori noi și după ce luăm gol continuăm să jucăm la fel de bine, poate chiar și mai bine. Atât sezonul trecut când am revenit o grămadă de meciuri, când eram conduși, și atât sezonul acesta, chiar dacă luăm gol continuăm să jucăm la fel fotbal, poate chiar mai bine, fiind presați așa că trebuie să înscriem. Uneori ne iese, uneori nu, dar important e să dăm totul. Seria pozitivă de 7 meciuri fără înfrângere, iată, ne-a readus acolo sus în fruntea clasamentului și visăm frumos. Da, ne-a readus unde ne e locul, zic eu, și unde trebuie să fim de fiecare dată. Sezonul trecut am demonstrat ce putem, sezonul acesta trebuie să confirmăm, pentru că acest club e unul cu valoare, cu putere, și să rămânem acolo sus, pentru că eu zic că avem calitatea necesară. Bine, acum meciul cu Dinamo, o altă partidă așteptată cu deosebit interes, luni seară, aici pe teren propriu. Da, indiferent de pozițiile din clasament, meciul cu Dinamo e unul special pentru toți suporterii Farului, pentru noi ca jucători, pentru că e unul dintre cele mai mari cluburi din România în primele două, zic eu, și n-are cum să fie altfel. Și mister declară mereu că nu putem porni favoriți cu ei, indiferent de poziția din clasament, ei vor veni să dea totul, pentru că îi obligă clubul, istoria, tot ce au ei. Și pe noi același lucru, ne dorim să câștigăm, pentru că avem și nevoie de puncte și că e un derby până la urmă. Dinamo este într-o situație dificilă, noi suntem pe val și mai ales că evoluăm în fața propriilor suporteri, pornim cu un avantaj. Da, da, și faptul că evoluăm în fața suporterilor va fi un avantaj destul de mare, pentru că noi acasă facem mereu jocuri foarte bune, fiind împinși de la spate de ei, simțindu-i că ne sprijină, asta ne dă mai mult elan, mai mult entuziasm. Și sunt convins că vom da mai mult decât maxim pe teren să luăm cele 3 puncte și îi asigurăm pe suporteri că nu ne vom uita la locul din clasament ca să ne relaxeze acest lucru, doar ne va da încredere mai mare. A simțit această susținere și în etapa trecută cu FCSB? Da, 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 au fost destul de mulți în acea deplasare, din păcate au fost poziționați la inelul 3 și nu prea s-au auzit foarte bine fiind poziționați de sus, doar că văzându-i că sunt atât de mulți, i-am simțit aproape atât eu cât și colegii, pentru că vorbeam după și ziceam că chiar au fost numeroși.